Conducerea PSD a decis în această seară să o propună din nou pe Olguța Vasilescu, ministru, dar la Ministerul Dezvoltării. Pentru transporturi, PSD a decis să nominalizeze pe deputatul Mircea Drăghici. Liderii PSD s-au reunit în ședință imediat după decizia președintelui care a refuzat numirea Olguței Vasilescu în funcția de ministru al transporturilor și numirea lui Ilan Laufer în funcția de ministru al dezvoltării. O decizie a Curții Constituționale din 2008 a statuat că președintele poate să respingă o singură dată o nominalizare pentru un post de ministru. Rămâne de văzut dacă de această dată președinte. O va numi pe Olguța Vasilescu ministru în noul cabinet dăncilă 2. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, apreciază că situația al ei Olguța Vasilescu este dificilă din mai multe motive. Ea a fost prima propunere pentru Ministerul Transporturilor, a fost refuzată, dar noi nu știm de ce a refuzat-o președintele. Faptul că a spus președintele că nu este potrivită nu e un motiv. În spatele acestei nepotriviri există un dosar care spune de ce este nepotrivită. Dacă a fost nepotrivită acolo, mă gândesc eu, o fi potrivită din coace? Problema care se pune este propunerea doamnei la Ministerul Dezvoltării este o doua propunere? Mai mult, postul de la dezvoltare nu este vacant, pentru că președintele a refuzat revocarea ministrului din funcție. Și atunci mă întreb, cum numește o altă persoană ministru pe un post care nu-i vacant? Sau o să pui doi la dezvoltare? A spus fostul președinte al Curții Constituționale.